Psalmul 40. Când pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-a scos din groapa pe ei, din fundul mocirilei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Doamne Dumnezeule, multe sunt minunile și planurile Tale pentru mine. Nimeni nu se poate asemăna cu Tine. Aș vrea să le vestesc și să le trâmpițez, dar numărul lor este prea mare ca să le povestesc. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile. Nu cer nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin. În surul cărții este scris despre mine. Vreau să fac voia Ta, Dumnezeule. Și legea Ta este în fundul inimii mele. Vestesc îndurarea ta în adunarea cea mare. Iată că nu-mi închid buzele. Tu știi lucrul acesta, Doamne. Nu țin în inima mea îndurarea Ta, ci vestesc adevărul Tău și mântuirea Ta și nu ascund bunătatea și credincioșia Ta în adunarea cea mare. Tu, Doamne, nu-mi vei opri îndurările Tale, ci bunătatea și credincioșia Ta mă vor păzi totdeauna. Căci rele fără număr mă împresoară. M-au ajuns pedepsele pentru nelegiuirile mele și nu le mai pot suferi vederea. Sunt mai multe decât perii capului meu și mi se moaie inima. Izbăvește-mă, Doamne! Vino, Doamne, de grabă în ajutorul meu! Să fie rușinați și înfruntați toți cei ce vor să-mi ia viața, să dea înapoi și să roșească de rușine cei ce-mi doresc pierzarea. Să rămână înlemniți de rușinea lor cei ce îmi zic ha-ha, să se bucure însă și să se veselească în Tine toți cei ce te caută. Cei ce iubesc mântuirea Ta să zică fără încetare cu toții, mărit să fie Domnul! Eu sunt sărac și lipsit, dar Domnul se gândește la mine, Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu, nu zăbovi, Dumnezeule. Amin. Doamne, pentru că Tu ești stânca noastră, pentru că Tu ești turnul nostru de scăpare, pentru că Tu ești un Dumnezeu atât de rapid, Te rugăm, vino în ajutorul nostru, vino în ajutorul celor ce sunt necăjiți, vino în ajutorul celor ce sunt deprimați, descurajați, Te rugăm, vino în ajutorul celor ce sunt bogați, vino în ajutorul celor ce sunt săraci, vino în ajutorul celor ce n-au servici, vino în ajutorul celor ce sunt necăsătoriți și vor să se căsătorească, ci Doamne, însă vino în ajutorul celor păcătoși, vino în ajutorul celor ce sunt căzuți și vino de grabă în ajutorul nostru, vino de grabă în ajutorul acestei țări, Doamne, vino de grabă în ajutorul acestei națiuni, Dumnezeule, vino de grabă în ajutorul acestui continent, Europa, Doamne, și chemăm peste continentul acesta, peste țara aceasta și peste lume, Duh de credință, Duh de pocăință, Duh de transformare și de naștere din nou, în numele lui Iisus Hristos, aleluia, amin. Vă rog să ocupați locul. Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această seară un mesaj foarte special, pe care l-am numit gropile din viață. Vom învăța în această seară câteva adevăruri despre gropile din viața noastră. Învățăm mesajul acesta și Dumnezeu mi-a dat mesajul acesta tocmai ca să nu dăm în gropi. În România încă sunt multe gropi și încă unii dintre noi tindem să dăm în gropi. Spre surprinderea și spre bucuria mea însă, am văzut că Biblia are să ne spună multe adevăruri despre gropi. Din când în când, o să vă dau acum o veste interesantă. Din când în când, unii dintre noi vom ajunge într-o groapă. Din când în când ajungem în gropi. Am găsit pe paginile Cuvântului lui Dumnezeu că gropile sunt de două feluri. Și este foarte interesantă descrierea aceasta. În Biblie, gropile în Biblie
Și chiar în viață reprezintă locuri periculoase în care ne trezim uneori, unii dintre noi, fie că am fost aruncați acolo, fie că am căzut acolo, fie că de bună voie am dat în gropi. Ați auzit expresia am dat în gropi? Ați auzit expresia am dat-o în bară? Dar ați auzit mereu expresia am dat-o, ai dat într-o groapă? Fiul meu, din când în când, cu dita mai mașinoriului, dă în gropi. Și în momentul când dă în grop cu geantă de 20 de soli, și-a strâmbat. Și-a strâmbat geanta. Tita mai cauciucul, zici că e de camion, de tank. Și totuși când dă în grop, dă în câte o groapă din Timișoara, își strâmbă geanta. Eu trebuie să mă duc să o repar. Că eu sunt mecanicul lui de urgență, dar mă plătește foarte bine. Și ce vreau să vă spun însă este că din când în când, fie că suntem în mașină, fie că mergem liniștiți pe trotuar, din când în când dăm în grop. Din nefericire, în unele gropi intrăm de bună voie. Însă nu uitați că Biblia ne vorbește despre gropile din viața noastră. Am însă o veste foarte bună. Și lucrul acesta m-a impresionat pe mine foarte mult. Lui Dumnezeu îi face mare plăcere să ne scoată din grop. Noi facem prostia să ajungem în grob, dar frumusețea Dumnezeului Biblie este că lui Dumnezeu îi face plăcere să ne scoată din grob. Și există un verset în Isaia, la capitolul 38, Isaia, capitolul 38, este un capitol foarte important, cu un verset la fel de important, versetul 17, Isaia 38, 17, auzi ce spune Scriptura, iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, și acum atenție, biserică. Tu, Doamne, ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. Aleluia! Amin! Vestea bună că este că Dumnezeului Bibliei, adică Dumnezeului nostru, Dumnezeului acestei biserici, Dumnezeul care este stâncă și turn de scăpare, acestui Dumnezeu care este atât de mare încât cerurile nu-L pot cuprinde, însă este atât de mic încât poate să locuiască și în inima noastră. Ei, Dumnezeului și Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos îi face plăcere să ne scoată din grob. S-ar putea în această seară să te afli într-o anume groapă și noi o să studiem în această seară următoare câteva cuvinte foarte telegrafic, 5 gropi. Sunt atât de bucuros că Dumnezeul Bibliei este specializat în a ne scoate din grob. S-ar putea căsnicia ta să fie în groapă, s-ar putea finanțele tale să fie în groapă, s-ar putea afacerea ta să fie în groapă, s-ar putea, din punct de vedere emoțional, să fie în groapă, din punct de vedere spiritual să fie în groapă, însă rolul gropilor este și asta foarte interesant. Știți că fiecare lucru în viața noastră are rolul lui. Chiar dacă nu ne place, dar acesta este adevărul, dacă credem că Dumnezeu este suveran, atunci în viața unui om și în mod deosebit în viața copilului Dumnezeu și gropile au un anume rol. Gropile au rolul, când ajungem în groapă, gropile au rolul de a arăta ce este în noi. Cineva spune așa, crizele nu ne fac, doar arată din ce suntem făcuți. Amin. Amin. Știi, data viitoare când te trezești în criză, reține, oricare ar fi criza aia, în cazul ăla, crizele nu ne fac, dar arată realmente din ce suntem făcuți, din ce material suntem făcuți. Eu mi-am cumpărat cu ani de zile în urmă și acum, împreună cu soția mea, e specializată în costume. Întotdeauna îmi caută costume de calitate. De ce? Alea sunt mai scumpe, în general. Dar sunt din material neșifonabil. Sunt din material calitativ. Costumul ăsta care îl port pe mine acum, este dintr-un material foarte calitativ. Scump, dar calitativ. Mi l-a cumpărat cineva în America. Slavă Domnului! Dacă îmi faceți cadou, nu mă supăr un alt costum. Însă, când ajungi în criză, când ajungi în groapă, demonstrezi din ce fel de material ești alcătuit. Crizele nu le fac, arată însă din ce suntem făcuți. Pe urmă, gropile, când ajungi în grop, știi, când dai în groapă, fără să vrei, sau poate de bună voie, gropile au scopul de a ne ajuta să medităm, să ne reconsiderăm și să ne rugăm mult.
Știi și la ce concluzie am ajuns? Eu am 5-5 de ani, curând o să fac 5-6 de ani. Abia când ajung în groapă, acolo încep să strâng mai tare, parcă, către Dumnezeu. Amin. Când ești în groapă, nene, mamă, ce strigi. Mai ții minte, Denis? Când era în groapă, băi, ce striga, ce se ruga băiatul ăsta. Mai ții minte? Mai ții, soră, când era în groapă, mai ții minte cum te rugai, știi? Când ai ieșit în groapă, de lângă. Dar Dumnezeu îngăduie din când în când să ajungem în groapă și în viața noastră din când în când ne trezim în groapă, dar Dumnezeu îngăduie să ajungem acolo să medităm, să ne reconsiderăm și să ne rugăm. Prima groapă pe care vreau să o amintesc este găsită în Psalmul 40, versetul 2, și cuvântul lui Dumnezeu spune așa: m-ai scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Asta este groapa pieirii. Asta este prima groapă. Groapa numărul 1 este groapa pieirii. Zice David că a fost în groapa aceasta. El era un om credincios. Adică, în vremea lui David, era foarte greu să fie ateu. Foarte greu era să fie ateu. Că iar vedeau pe Dumnezeu, adică vedeau minunile lui Dumnezeu. Dumnezeu avea chivotul, le răspundea direct prin semne și minuni. Dumnezeu, într-un mod incontestabil, era simțit, era chiar văzut acolo în Israel. Și cu toate acestea, David, împăratul, omul după inima lui Dumnezeu, a făcut câteva năspâtii grave în viață și s-a trezit în groapă. El s-a trezit însă în groapa pieirii, Psalmul 40, însă în groapa pieirii, vă rog să rețineți o trăsătură acestei groapi. În groapa pieirii, intrăm de bună voie. Asta este groapa păcatului. În groapa pieirii, intri de bună voie, acolo nu te prearuncă nimeni, acolo intri tu de bună voie. Știi ce înseamnă păcat? Asta este groapa păcatului. Groapa păcatului este și groapa pieirii. Este mocirul aceasta despre care vorbește, fundul mocirlei despre care vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Știți ce este păcatul? Tradus la literam din limba ebraică, în limba română, păcatul înseamnă greșirea țintei. Asta este păcatul. Când ajungi în groapa păcatului, înseamnă că ți-ai greșit ținta. Fiane, inclusiv atunci când păcătuiești, trăiești într-un anume păcat. Și ce spune Dumnezeu despre tine? Orice om care a ajuns în groapa păcatului și trăiește în păcat, a ajuns acolo de bună voie, dar chiar dacă este de bună voie, chiar dacă îi place păcatul, el a greșit ținta. Ei, în această seară, dacă ești în groapa păcatului, ești într-o groapă pe care ai ales-o de bună voie, dar ți-ai greșit ținta. Atenție, tânăra generație, atenție, adulta generație, când ai ajuns în groapa păcatului, ai ajuns în groapa mocirlei, dar înseamnă că ți-ai greșit ținta. Uitați-vă la oamenii care trăiesc în fel de fel de păcate. Și eu nu dau numele acelor păcate. Fie că sunt păcate sexuale, sau, eu știu, păcate spirituale. Unora le place bârfa, altora le place spiritul de judecată, altora le place mânia și realmente îi place lui să fie mânios, altora le place mândria, altora le place sexul ilicit, altora le place să fumeze iarbă. Știți ce spune Dumnezeu despre toate aceste păcate? Că ăștia au greșit ținta vieții lor. În momentul când trăiești într-un anume păcat, ai greșit ținta. Chiar dacă îți place, nu aceea este ținta vieții tale, înseamnă că ți-ai greșit ținta. Păcatul, fiți atenți ce produce păcatul. Când ajungi în groapa păcatului. Păcatul, fiți atenți, produce plăcere. Niciun om nu păcătuiește pentru că nu-i place. Orice om care păcătuiește, oricare ar fi păcatul acela, are efect fizic sau spiritual, el păcătuiește pentru că îi place, dar tot în groapă este. Tot în groapă este. Biblia, când vorbește despre groapa păcatului, spune despre păcat că păcatul produce, numărul 1, prima dată, păcatul produce plăcere. Numărul 2, păcatul produce rușine, dar fii atent, numărul 3, Biblia spune că păcatul produce pieire. Groapa pieirii.
în fundul mocirlei păcatul, dacă nu te pocăiești urgent de păcatul tău, păcatul acela care acum îți produce plăcere, mai târziu îți va produce rușine și în final păcatul acela îți va produce propria ta, după plăcere, îți va produce propria pierire și Dumnezeu să se îndure și să te scoată de acolo. Însă frumusețea Harului lui Dumnezeu este următoarea, că atunci când ajungi în groapa păcatului, în groapa pieirii, Dumnezeu întotdeauna îți trimite acolo și o scară. Scara aceasta se numește pocăință. Amin. Scara pe care Dumnezeu o trimite acolo este în formă de cruce. În formă de cruce. Și prin crucea lui Iisus Hristos, prin Harul lui Dumnezeu, pe scara pocăinței, poți să ieși acolo. Niciun om, oricât de păcătos ar fi, oricât de adânc ești acum afundat în mocirlă și nu te mai vede nimeni, oricât de adânc ești afundat în mocirlă, fii atent vestea bună. Lui Dumnezeu îi face plăcere să te ridice de acolo. Dacă vrei să te ridici. Dumnezeu îți dă o scară și scara aceea este pocăința, scara aceea este rugăciunea și în final scara aceea este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Nu rămâne prea mult în groapa păcatului pentru că te ucide. Pierd păcatul, te ucide. Păcatul este un cancer pe care nu-l simți. Ați auzit de oameni care au fost bine mersi toată viața și în 3 luni de zile sau în 2 luni s-au dus? Pentru că s-au trezit în metastază. Exact așa lucrează păcatul, precum un cancer. Ați auzit de oameni care sunt hipertensivi? Eu sunt hipertensiv. Yeah. Îți cad nevastă. Dar ea nu e hiper, ea e hipo. Tensiv, eu sunt hiper. Însă știți cum este problema cu tensiunea? Știți cum este problema cu tensiunea? Te ucide fără să-ți dai seama, ca și diabetul. Știi? Te ucide fără... Nici nu-ți dai seama. Dacă nu controlezi și nu știi că o ai, s-ar putea la un moment dat să faci... Bum! Exact așa este păcatul. Ți se pare că ești ok, ți se pare că totul este bine, n-ai niciun side effect, n-ai niciun semnal că ceva ar fi în neregulă cu tine și la un moment dat păcatul face explozie, te trimite în comoție. Nu sta mult în groapa păcatului, pentru că este fundul mocirlei și este groapa pieirii și mă rog ca Dumnezeu în acea seară să te ridice de acolo și tu să vrei să ieși din groapa păcatului. Stau și mă gândesc din ce groapă l-a ridicat Dumnezeu pe Dorin. Și curând o să-l mai punem să facă o mărturisire. Din ce groapă și din ce mocirlă l-a ridicat Dumnezeu pe omul ăsta? Dacă nu se pocăia anul trecut, rapid, murea. Se prăpădea fizic, psihic, se prăpădea. Dumnezeu a făcut însă un miracol extraordinar. L-a scos din groapa peirii. Amin. L-a scos din fundul mocirlei și i-a dat o haină nouă, se numește haina neprihănirii, care este spălată în sângele lui Iisus Hristos, gloria lui Dumnezeu. Amin. Și pe fiecare dintre noi Dumnezeu ne-a scos din groapa peirii, însă fie atent, să nu cumva să-ți faci culcuș în groapa peirii, că tot groapa peirii este. Chiar dacă îți place, spre surpriza mea, de vineri încoace, ori de câte ori intru și ies de pe internet, sunt acolo știri. Cei ce sunteți interniști, știți că sunt știri acolo și mă tot mir. De 2 zile mă tot mir. Este o știre care este în prim plan despre un vas de croazieră. Un vas de croazieră care a eșuat pe țărmul undeva, pe o insulă în Italia. Un dita mai vas de 145.000 de tone. 145.000 de tone. Cred că are 8 etaje. A avut 6 sau 8 etaje. Nu știu cât am văzut în poză. Cu 4.000 de pasageri. A eșuat lângă o insulă. Precum Titanicul. Mai mare decât Titanicul. Toți ăia erau pasageri de lux. Un bilet acolo costă câteva mii de dolari. Vreo 4-5.000 de dolari costă. Fiecare are cabina lui. Erau o mie de chelneri, o mie de oameni formau personalul la 4.000 sau la 3.000 și ceva de pasageri. Și auziți, a eșuat, a naufragiat și s-a răsturnat. Dita mai bloc!
de 10 etaje de înălțime. A ieșuat. Ăștia s-au dus să se distreze. Nu știau că de fapt era un groapă pe ei. Au murit vreo 3. Bine că au murit numai vreo 3. Slavă Domnului că numai 3 au murit. Ceilalți cu chiu, cu vai, au ajuns la țară. Elicoptere. Unii au înotat. Vă dați seama ce spaimă, prin ce spaimă au trecut oamenii aia. Nevastă mea bine mi-a zis, mie nu-mi place pe apă niciodată. Preferă în aer, dar nu în apă. Sub nicio formă n-aș putea să duc într-o asemenea croazieră. Și de astăzi nu mai plec nicio croazieră pe apă. Nu. Văd că nici astea de lux, ambarcațiunile astea de ultralux, nici astea nu sunt sigure. Și cam așa este în groapa pe ei. Ți se pare că ești bine, că ești ok și de fapt nu-ți dai seama că încetul cu încetul tu pierzi. Doamne, scoate-ne de acolo. Și care este cel mai mare dar care Dumnezeu ți l-ar putea face în seara aceasta? Să-ți pună în inimă tulburare în dreptul păcatului tău. Adică să nu te mai simți bine în păcat. Fii atent. În momentul când ești în afara voii lui Dumnezeu, tu ești în groapa pe ei. Chiar dacă ești un om moral. Să nu crezi că mă refer acum numai la curvari, la infractori. Chiar dacă ești un om moral. Dar dacă nu ești în centrul voii lui Dumnezeu și dacă nu ești în voia lui Dumnezeu, dacă nu ești sub domnia lui Iisus Hristos, tu ești în groapa pe inimii. Știți cum era Nicodim? Era un tip foarte moral. Ioan 3. Un bărbat moral, religios. Omul ăla n-a păcătuit așa cum a păcătuit Nicodim. Era învățător al legii, învățător al lui Israel. Avea o moralitate extraordinară. Vine la Domnul Iisus și Domnul Iisus Hristos se uită la el, îl scanează. Nicodim avea 70-80 de ani. Era liderul religios al evreilor, la fel de rabin șef. Vine la Domnul Iisus, Domnul Iisus Hristos îl scanează și imediat îi pune diagnosticul. Și spune, Nicodime, tu ești în groapa pe el. Nicodime, tu trebuie să te naști din nou. Și când a auzit pentru prima dată Nicodim sintagma naștere din nou, a avut impresia că Iisus Hristos vorbește chineză, nu ebraică. Habar n-avea ce era naștere din nou. S-ar putea în această seară să fie exact în situația lui Nicodim, să fie o femeie morală, un bărbat moral și să spui, eu sunt ok. Dar fii atent, dacă nu ești în voia lui Dumnezeu, tu ești în groapa pe ei. Dumnezeu, mă rog, să te scoată de acolo. Și să nu te lasă să te simți bine. Și rugăciunea mea pentru toți cei ce sunteți în groapa pe ei, mă rog ca Dumnezeu să nu vă dea pace, să nu vă dea bucurie, să nu vă dea nicio tihnă, până când nu ieșiți din groapa pe ei. Pentru că groapa aceea te duce tot mai mult la moarte. Doamne, scoate-ne de acolo. Vreau să vă vorbesc în al doilea rând foarte rapid despre groapa jignirii. Iosif, la un moment dat, s-a dus să viziteze pe frații lui. Iosif era prâslea. Cel mai mic, între 12 frați, și avea vise. Era favoritul tatălui. Și avea vise și n-a avut ce face și visele lui le-a împărtășit și părinților și fraților. Uneori visele nu trebuie să le împărtășești, că dai de necaz. Și când ăștia au auzit visele lui Iosif, cum că chipurile frații, toți se aruncă cu fața la pământ, în fața lui, inclusiv soarele și luna se apleacă și în fața lui Iosif, și au spus, Domnule, ce-i cu făuritorul ăsta de vise? Și taică-su, Avram îl trimite pe Iosif, Iacov îl trimite pe Iosif la frații, ce du-te, vezi ce fac frații tăi, că așa erau toți oieri. Oierii îl duceau bine și atunci și acum. Ciubani. Știți că o pompă de benzină pe care a Torontalului recent a fost cumpărată tot cu ciobani de la Sibiu. Acolo Torontalului pe dreapta, când ieși pe dreapta. Cumpărată din oieri. Oierii au bani. Ei, Iosif se duce să viziteze pe frații lui și ăștia îl văd de la distanță și spune iată că vine făuritorul de vise. Și ce fac? Fac rapid un scenariu, un complot. Și când vine Iosif, îl prind și îl aruncă într-o groapă. Să moară! A intervenit unul dintre frați și a zis totuși, hai să nu-l omorâm, mai bine îl vindem. Facem și noi bani și buc. Ați auzit povestea aceea despre modestia evreiască? Deci niște oameni cu bani mulți, 2-3 stăteau la o masă, 3-4 stăteau la o masă și... Deci nu-i bani, asta este ilustrație.
Pastorii nu pot să spună bancuri, dar ilustrații, da. Și stăteau ăștia 3-4 magnați, stăteau 3-4 magnați la o masă, undeva în New York, și unul era catolic și a spus, am atâția bani încât vreau să cumpăr Microsoft-ul. Îl cumpăr eu. Celălalt era musulman. Deci eu am atâția bani încât vreau să cumpăr General Motors. Celălalt era ortodox și spunea, am atâția bani încât vreau să cumpăr Yahoo. Ultimul era evreu. Și a spus, domnilor, îmi pare rău, nu vând. Evreii știu să se descurce. Toate erau în lui. Deci asta este modestia evreiască. Domnilor, nu vând nimic. Însă îl văd pe Iosif și știți ce fac? Când îl prind pe Iosif, pe fratele cel mic, au zis, ia să vedem în ce se va alege de visele tale. Și îl aruncă într-o groapă. Și au numit-o groapa aceasta, groapa jignirii. Se găsește în Geneza 37:24. L-au aruncat pe Iosif în groapă. Ei, ce faci când ajungi în groapa jignirii? Ce faci când te jignește soțul? Știi că te imagini? Ce faci când te jignește soacra? Ce faci când te jignește nora? Ce faci când te jignește copilul? Știți, toți trecem din când în când prin groapa aceasta. Dacă ești viu, vei ajunge și tu în groapa jignirii. Ce faci când te jignește șeful? Ce faci când te jignește subalternul? Ce faci atunci? Cum procedezi? Din când în când toți vom ajunge, inclusiv ca Iosif, în groapa aceasta a jignirii. Ei, răspunsul. Știți care este? Trebuie să învățăm de la Iosif. Dacă nu învățăm de la Iosif, suntem niște fraieri. Vă rog, rețineți realitatea și o spun clar, fără niciun menajament. Trebuie să învățăm de la Iosif și de la Domnul Iisus Hristos. Amândoi au fost jigniți de sus până jos. Însă știți care este frumusețea? Amândoi, când au ajuns în groapa jignirii, au avut o atitudine foarte înțeleaptă și pozitivă. Amândoi au iertat. Pentru că, domnilor, dacă nu sunteți dispuși să iertați, când ați ajuns în groapa jignirii sau când a ieșit din groapa jignirii, fii atent, ori poți să reacționezi, ori poți să acționezi. Dacă reacționezi când ai ajuns în groapa jignirii, înseamnă că nu ești creștin. Înseamnă că ești un fraier. Dacă însă acționezi, având o atitudine pozitivă, vei proceda ca Iosif și ca Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Să vă dau un exemplu foarte serios despre iertare. Când un om iartă pe cel ce i-a greșit, cel mai mare serviciu, atunci când ierți, ți-l faci ție. Amin. Să ai atitudine pozitivă, să nu stai încruntat și încărcenat acolo, ci-și răul, că m-a jignit să vine să-și are iertare. Și dacă nu vine să-și are iertare, ce faci? Te duci în iad din cauza lui? Nu, nu merită. Noi trebuie să iertăm. Și atunci când cineva ne trimite și ne aruncă în groapa jignirii, a ofensei, cineva m-a defăimat, m-a calomniat, m-a jignit, m-a înjurat, eu trebuie să îl iert. Pentru că dacă nu-l iert și dacă nu voi avea o atitudine pozitivă, răul se răsfrânge asupra mea. Eu trebuie să învăț de la Iisus Hristos. Și încă ceva vreau să vă spun. Cei slabi nu iartă. Cei puternici iartă. Amin. Cea mai puternică ființă din univers este plină de iertare și își spune Scriptura că Dumnezeu nu obosește iertând. Dar ăla este versetul care tare îmi place. Dumnezeu nu obosește iertând. Noi mai obosim iertând. Dar vă rog să rețineți. Noi avem Duhul lui Hristos în noi. Amin. Când ajungi în groapa jignirii, cineva te-a trimis ca pe Iosif, te-a aruncat în groapa jignirii, învață de la Iosif. Omul acela a ajuns în groapă și pe urmă a ajuns în pușcărie și pe urmă a ajuns nu știu pe unde și iarăși nu știu pe unde a fost vândut. Știți care este frumusețea? În Geneza 50 spune, nu voi m-ați trimis aici, le zice fraților lor lui, niște bandini, niște șmecheri. Când Iosif îi se descoperă, înainte de a le se descoperi, el era prim-ministru și frații au venit în Egipt și au venit să cumpere, ăia 11 frați au venit să cumpere merinde și grâu din Egipt, pentru că în Canaan era foamete. Știți ce? Când Iosif îi chestionează, zice, bă, voi sunteți iscoade. De
mi-a jucat un pic de ce îmi place chestiunea aia. Nu mai cunoșteam, normal că nu mai cunoșteam pe Iosif, trecuse 20 de ani și Iosif e îmbrăcat în haine de prim-ministru și frații au venit să cumpere grâu, el era sunt foamete în țara lor. Zice, cine sunteți voi? Auziți cum se identifică. Noi, domnule prim-ministru, suntem oameni de treabă. Doar că l-am omorât pe fratele nostru. Doar că l-am vândut, l-am aruncat în groapă și am vrut să-l omorâm, dar ne-au răzgândit și l-am vândut. Dar suntem oameni de treabă. Știți ce spune însă Iosif când ăștia, când Iosif se identifică și ăștia dau seama că e chiar Iosif? Omul pe care l-au vândut, fratele lor pe care l-au vândut cu 20 de ani în urmă, tremură și se aruncă cu fața la pământ. Și spune, nu ne pedepsim, nu ne omorâm, merităm, nu ne omorâm. Și ce spune Iosif? Și auziți, zice, fiți liniștiți. Nu voi m-ați trimis aici, Dumnezeu m-a trimis aici. Voi ați vrut să-mi faceți rău, e adevărat. Dar Dumnezeu a transformat răul în bine. Amin. Trebuie să învățăm, fraților, să avem atitudinea aceasta lui Iosif. Altfel, vom rămâne în groapa jignirii și o să-ți lingi rănile acolo și o să ai reacții și o să te îmbolnăvești și o să faci ulcer și o să faci gută și o să faci nu știu ce din cauza faptului că nu vrei să ierți. Zice Domnul Iisus Hristos, tu când te duci la altar și îți aduci aminte, când vii să te închini, când vii aici la stânca și îți aduci aminte că ai ceva împotriva fratelui și fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul la altar și du-te de împacă-te, că dacă nu vei intra în pușcărie și nu vei ieși de acolo până nu vei plăti până la ultimul bănuț. Oamenii puternici iartă. Gelatinele nu vor ierta niciodată. Oamenii puternici iubesc. Ăia slabii nu vor ierta și vor rămâne încrâncenați pentru tot restul vieților, că nu vor să ierte. Și vei vedea așa prin oraș. Că nu vrea să ierte. Un om care a iertat e eliberat de povară. Și uitați-vă la Iosif ce frumoasă este viața lui, pentru că a știut să ierte. Când a ajuns în groapa, în groapa jignirii, el a iertat. Iartă și tu. Știi ce? Când ierți, vă rog să rețineți, când ierți, ești ca Dumnezeu. Amin. Să știi asta. Știi când poți fi ca Dumnezeu? Doar când ierți. Când iubești, ești ca Dumnezeu. Restul poți să fii ca Dumnezeu. Doar când ierți și când iubești poți fi ca Dumnezeu. În rest nu poți niciodată. Ei, din cauza aceasta am primit Duhul lui Iisus Hristos. Ca să iertăm și ca să iubim. S-ar putea să fii în groapa, în groapa jignirii. Te-a jignit mama, te-a jignit tata, te-a jignit fica. Iartă! Ca să fii iertat. Amin. Și care este cea mai puternică rugăciune din lume? Mi-a dat-o misiune, o cărțulie scrisă de directorul misiunii în școlii unde el este acum. Și cartea aceea se numește Cea mai puternică rugăciune din lume. Cea mai puternică rugăciune din lume după autorul acela este aceasta. Tată, iartă-i. Cea mai puternică rugăciune din lume. Domnule, vrei să dormi bine la noapte? Iartă-ți soție. Tinere, vrei să dormi bine la noapte? Iartă-ți mama. Iartă-ți tată. Iartă-l. Că în momentul acela te vindești, dar dacă rămâi în continuare răzvrătit, te îmbolnăvești, înnebunești. Când ajungi în groapa jignirii, fă ca Domnul Iisus Hristos. Cei slabi nu iartă, cei puternici iartă. Și iasă din groapă cu atitudine pozitivă, știind că Dumnezeu transformă cel mai mare rău în cel mai mare bine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Groapa numărul 3. Asta este groapa fricii. Groapa fricii. Există un text în Vechiul Testament, în 1 Samuel, capitolul 13, versetul 6. Filistenii au atacat pe evrei. Pe evreiul lui Saul. Și ce-au făcut evreii de frică. S-au ascuns în gropi. Au sărit în gropi. Nu este cazul, dar în 1 Samuel 13:6, așa ne vorbește cuvântul lui Dumnezeu, că de frică ăștia s-au ascuns prin grop. Au sărit în grop. Au dat în grop, dar de frică. Fii atent, din când în când toți ajungem în groapa fricii, în groapa descurajării. Că vine cineva și ne atacă, vine cineva și ne sperie, vine vreo veste, vine vreun diagnostic și te sperie și ajungi în groapa fricii și a descurajării. Și ce făceau evreii în gropile alea? Tremurau de frică. Erau descurajați și tremurau de frică. Să vă spun o chestiune importantă. Frica
Descurajarea întotdeauna înseamnă coborâre, urcare. Când trăiești în frică, în descurajare, sigur, de bună voie, te duci într-o groapă, te ascunzi într-o groapă și când ajungi în groapă, de fapt, cobori. Frica și descurajarea este o boală care produce depresie și se tratează doar prin credința fermă în Dumnezeu. Și și-a spus Domnul Iisus Hristos, iată că Eu sunt cu voi. În toate zilele vieții voastre, până la sfârșitul viacului, ai curaj să crezi, nu în ceea ce vezi. Ai curaj să crezi, nu în diagnosticul medicului, ci ai curaj să crezi în medicul medicilor. El a spus, Eu te vindec de toate bolile tale. Doamne, ajută-ne să înțelegem că atunci când ajungem în groapa fricii, a descurajării, trebuie să avem încredere fermă în cuvântul Tău și să nu ne lăsăm duși în eroare de voci, de anunțuri, de informații, de parafe ale medicilor, și noi vrem să ne încredem 100% în cuvântul Tău, că Tu ești marele medic și bolile sunt supuse și dispare în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Ai curaj să trăiești prin credință, nu prin frică. Credința te ridică, frica te coboară, decizia îți aparține. Groapa numărul 4. Vă dau o groapă interesantă, asta este groapa succesului. Și am aici un text din 2 Samuel 23:20. Un bărbat, un militar cu numele de Benaia, un soldat al lui David, într-o zi cu zăpadă, când a nins. Eu am fost azi dimineață la Sebi și acolo așa a nins de dimineață și am sunat la nevastă mea la ora 9:20. Și zic, cum e la Timișoara? Zice, e soare. Nu zic, vin acasă. Așa de tare am nins acolo, am zis, suntem înzăpeziți. Dar bine că n-am nins decât vreo 30 de minute. La ora 12, când eu terminam predica, era soare afară. Adică, asta e de bine, zăpadă și soare, asta îmi place. Însă Benai ăsta, într-o zi de iarnă, urmărea un leu. Și leul ăsta, în timp ce el, Benaia, urmărea leu. Auzi acolo urmărire. Într-o zi, în timp ce urmărea Benaia, leul ăsta, pe săpadă, leul cade în groapă. Leu, nu leu din ăsta, leu. Leu din ăla. De 200 și ceva de kilograme. Cade în groapă. Leu. Acum, dacă eu aș fi fost în locul Benaia, soldat, din garda personală a lui David, aș fi spus, n-o slăvi să fie Domnul, că s-a rezolvat treaba cu leu. A căzut în groapă, să fie sănătos, s-a rezolvat. Dar ăsta n-a gândit ca mine, nici ca voi. A spus, da, ai căzut în groapă, nu las că vin și eu după tine. Și a sărit în groapă după leu. Și pe zăpadă a omorât leu în groapă. Eu n-aș fi sărit. Am zis, m-a salvat Dumnezeu, am scăpat, slavă Domnului. Dar ăsta nu se lasă, ăsta de bună voie intră în groapă și groapa aceea unde s-a confruntat cu leu pentru Benaia devine groapa succesului. Pentru că acolo în groapă, Benaia a repurtat cel mai răsunător, probabil, succes din viața lui. Știți? Și am, la ce concluzie am ajuns? O concluzie foarte serioasă. Uneori, pentru a urca, mai întâi trebuie să coborâm. Așa s-a întâmplat cu Benaia. Pentru a urca, mai întâi trebuie să ne luptăm cu leul din noi sau cu leul de lângă noi. Dar pentru a urca, sigur, uneori trebuie să coborâm. Și exact așa s-a întâmplat cu Benaia. A urmărit leul, dacă nu cobora în groapă după leu. Nu ar fi ajuns niciodată erou și comandantul gărzii personale de corp al lui David. Garda de corp al lui David. N-ar fi ajuns niciodată șeful gărzii de corp al lui David. Pentru că s-a avut curajul să se arunce, să riște. Știi? Uneori, pentru a avea succes, trebuie să riști. Și noi știm lucrul acesta. Vă rog, riscați cât mai puțin. Însă să știți că, în general, pentru a avea succes, trebuie să îndrăznești, să riști. Să te confrunți cu leul. Dar să fii foarte înțelept când te confrunți cu leul, trebuie neapărat să ai experiență. Vă rog să
Dacă vedeți vreun leu pe stradă, cum s-a întâmplat la Sibiu, nu vă jucați cu el. A fugit un leu din grădina zoologică la Sibiu luna trecută și l-a omorât repede. Mă rog, sau tigru, ce era? Nu știu ce era, tigru. Și l-a omorât, că le-a fost frică de el și pe bună dreptate. Însă asta este groapa succesului. Unii ori pentru a avea succes, fii atent. Chiar dacă ești în groapă, groapa aceea poate să devină groapa succesului. Dacă ai curaj să te încrezi în Dumnezeu și dacă ai curaj să nu te temi de leul din groapa ta, vei ieși de acolo biruitor și Dumnezeu îți va ajuta la aceasta. Și închei, amintind ultima groapă, groapa numărul 5. Asta este groapa credincioșiei. Și vă dau două exemple. Am găsit doi oameni în Scripturi care au ajuns în groapa credincioșiei. Primul este Ieremia, în capitolul 38:6. Din cauza că i-a fost loial lui Dumnezeu, a fost aruncat într-o groapă. O groapă urâtă. Și era să moară acolo. S-a afundat cu picioarele în mormânt, în ucire. Pentru că i-a fost loial lui Dumnezeu și a prorocit în numele lui Dumnezeu și a avut curajul să spună adevărul lui Dumnezeu, bandiții l-au aruncat într-o groapă. Aia care nu credeau în Dumnezeu, l-au aruncat într-o groapă. Și alt bărbat care a ajuns în groapa credincioșiei este Daniel. Iarăși l-au aruncat într-o groapă cu lei. Dar ăla nu s-a luptat cu ei. El a folosit Daniel o altă strategie, pentru că nu vrea să ajungă comandantul gărzii de corp al lui David. El a folosit o altă strategie și a stat liniștit cu lei și probabil că s-a rugat în fața leilor și Dumnezeu a închis gura leilor. Să știți că nu orice groapă este rea. Din când în când ajungem într-o groapă. Dar nu orice groapă este rea, pentru că s-ar putea, ajungând într-o groapă, să te trezești în groapa succesului. S-ar putea, ajungând într-o groapă, să te trezești în groapa credincioșiei. Când ne ești loial lui Dumnezeu, s-ar putea să pățești ca Ieremia și ca Daniel, să ajungi într-o groapă. Dar vreau să închei spunând că nu orice groapă este rea și vă dau un exemplu. În urmă cu un an și ceva, gropile din România au salvat viața unui om. Ce s-a întâmplat? Un gălățean se necase în timp ce mânca cu o bucată de măr și a căzut mărul și s-a blocat undeva aici și a venit să o fac pe traherie. Și au chemat ăștia ambulanța, a venit ambulanța, nu aveau ce să-i facă și în timp ce duceau la spital, ambulanța a dat într-o groapă. Și restul este salvarea omului. A lovit în groapă și în lovitura aceea atât de puternică, mărul s-a dislocat, bucățica aceea, care i-a rămas blocată în gât, s-a dislocat și omul a fost salvat din cauza unei gropi. Fraților, în viață, când ajungi în groapă, din cauza credincioșiei, ăla este cel mai mare compliment din partea lui Dumnezeu. Eu nu știu în ce fel de groapă ești tu. S-ar putea însă în această seară să fii într-o groapă. Dar fii atent, dacă ești în groapa păcatului, Dumnezeu a pus o scară acolo. Folosește-o.